O doamnă a oprit undeva pe la piață, pe la Walter, nu știu dacă și piața Walter Mărăcineanu, a oprit un Q7 și a blocat toată aia, nu putea ieși nimeni de acolo. A sunat lumea la unde, ne-am dus acolo, eram cu cineva mai în vârstă. De obicei, polițiștii în vârstă, înainte de pensionare, ei vor să stea doar în mașină, să nu dea amenzi, să nu facă nimic, că le e frică că se întâmplă ceva și pleacă. Și ăsta e adevărul, că au familie, au copii care trebuie să treținuți. Și m-am dus acolo, a venit și doamna într-un timp și documentele. Păi cine ești tu să încerci documentele? Asta era prima întrebare că nebunei, îți venea să-i de capul de tavan, să-i împuști. M-am legitimat cu tare. Păi documentele, de ce? Păi doamna, ați blocat toată piața asta, ei stă lumea după dumneavoastră de 25 de minute. Ce a început să mă înjure că n-am și acordului, că te dau afară din poliție. Asta era prima replică sau a doua. Te dau afară din poliție. La un moment dat, după ce îi cer, dă un buletin, o să-i zic că o să fie avertizată și cu o amendă, fără puncte. A, mai rău a făcut. A început să dea telefoane. La un moment dat, iese un domn dintr-un, mă știu ce mașină era îmbrăcat, frumos costum, și stă de jos și a început ăla să înjure, să facă, băi, nebună, dar noi stăm după tine, copilul ăsta, ce ți-a făcut? Eram un copil, ce ți-a făcut? Ți-a cerut, noi stăm după tine de 25 de minute. La cine suna? N-am auzit la cine suna, numai că am fost chemat după aia să scrie un raport ce s-a întâmplat. A sunat pe cineva, cum mi-am permis-o să o legitimez pe ea. Nici nu s-a terminat toată speța acolo, că am fost sunat. Ce-ai făcut? Păi ce să fac? Respectivul care s-a dat jos și s-a luat de ea, mi-a lăsat o carte de vizită, în caz că am nevoie, să fie martor. Și mi-a fost de folos. Și dacă nu l-aveam pe tata, cred că eram zburat.